Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători! L-am invitat astăzi în studioul Vocii Basarabiei pe domnul Ion Cebanu, director general al agenției Mulțilva. Bună ziua și bine ați venit la noi, domnule Cebanu! Bună ziua și bine v-am regăsit! Vorbim despre activitatea Mult Silva din ultima perioadă. Cu plăcere! Ca de obicei. <laughs> Ce a fost remarcabil în ultima perioadă? Ah, Pentru... din păcate, dați-mi la... voi să încep cu un lucru mai puțin bun și regretabil, având și calitatea de consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Liberal. Din rândurile noastre s-a stins un coleg, un luptător, un camarad de luptă pentru idealurile naționale, Igor Cibotaru, care a fost alături de noi, a fost alături de cauza națională practic de la începuturi. Pe atât mai trist și, și regretabil și pentru familie și pentru noi colegii lui. Avea doar 43 de ani. Exact, sincere condoleanțe familiei. Cât privește lucrurile pe care le-am inițiat la Mol Silva, acum putem să venim și cu câteva rezultate. În primul rând, am mărit suprafața forestieră a Republicii Moldova din august anul trecut și până în prezent cu aproape 2000 de hectare, cu alte cuvinte am plantat 2000 de hectare. Din cele 10.000 planificate până în 2018, suntem cu, cum, cum să vă spun, cu un termen cu, cu planificarea respectivă și cu plantările. Chiar am început verificarea și vreau să vă spun că ploițile din ultima vreme ne-au ajutat în acest sens. Încă un lucru important pentru noi și pentru mine personal este faptul că în producerea de lemn din Republica Moldova, lemnul de calitate superioară sau cum îl mai numim noi lemnul de lucru s-a majorat de la 3% la 20% de fapt se datorează? Pașilor întreprinși, reformelor întreprinse în domeniul respectiv și asta ne bucură pentru că asta dovedește că ceea ce se fura înainte din totalul de lemn mare parte era lemnul de calitate și acum furturile nu pot să vă spun că nu mai sunt, dar s-au diminuat prin faptul că um, s-au majorat lemnul de lucru în ceea ce vedem noi la ora actuală, de la 3% la 20%, cred că este o, o majorare semnificativă în acest domeniu, cel puțin pentru noi. Câteva din lucrurile Unde au bune lucruri? și sigur că am dat un mână de ajutor ultima vreme și celor uh, cazului de la Smurd, care s-a întâmplat de fapt în Codritii Gheciului. Cum ați ajutat? Am fost alături de ei. Păi tocmai prin tăierea harborilor și prin accesul, facilitarea accesului organelor de anchetă și salvatorilor în zona respectivă. Mă bucur că colegii noștri din Sud au fost receptivi și am putut să dăm o mână de ajutor. Mă rog, în măsura posibilităților este drept după catastrofă, dar am fost alături de toți ceilalți un caz care a zguduit Așa întreaga este. societate românească de pe ambele maluri râului. Unde au loc plantările, domnule Cebanu? În toată Republica Moldova, în, peste, în terenurile a, care aparțin peste 100 de primării, de la nord la sud, peste tot. Cum ați sărbătorit ziua mediului? Bun, am sărbătorit-o. Eu cred că ziua mediului trebuie să fie în fiecare zi. Am avut câteva evenimente pe care probabil au fost și în presă, unde întreprinderile noastre au venit cu anumite rezultate, cu anumite produse pe care le produc dânșii în Valea Morelor, aici în Chișinău. Bun, eu zic că sărbătoarea asta de ziua mediului trebuie să fie așa ca un imbold și ca o zi de totalizări ce se mai realizează în domeniu o zi de obiective pentru de că sensibilizare. sensibilizarea opiniei publice ziua mediului trebuie să fie în fiecare zi pentru că noi suntem vrem nu vrem legați de mediu în măsura în care îl păstrăm, păstrăm sănătatea noastră și a copiilor noștri a treia ediție a sărbătorii Fagului eveniment ce s-a desfășurat în satul Lăre Denii Vechi Ungheni pe 5 iunie tot în contextul zilei mediului? Exact, au fost o serie de, de, acțiuni în sensul ăsta și este deja o sărbătoare tradițională pentru cei de la Plaiu Fagului care au dat o mână de ajutor la această sărbătoare și mă bucur că devine tradițională pentru, pentru silvicultori, pentru oamenii din zonă, pentru întreaga Republică în Moldova. Având în vedere că, de fapt, noi suntem, de fapt, frontiera facului. După Republica Moldova, practic, FAC nu mai există. Și, sigur că, trebuie să deși avem foarte multe probleme cu protecția lui și cu uh, răspândirea, uh, trebuie să, să avem grijă de acest arbore și nu numai de pădurile din întreaga Republică. Domnul Ion Cebanu, directorul agenției va invitatul nostru în această după-amiază, în luna mai în Republica Moldova și-a desfășurat activitatea Misiunea Tehnică a Băncii Mondiale și Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite. Care a fost scopul acestei vizite? Banca și organismele internaționale își propun uh, mai multe obiective, dar unul dintre obiective este tocmai... Uh, Protecția pădurii uh, și datorită acestui fapt noi avem o serie de proiecte împreună cu banca. Mondial, uh, desigur, împreună cu Banca Mondială, uh, deja de mai mulți ani, uh, captarea carbonului ar fi unul dintre acestea. Datorită uh, băncii s-a îmbunătățit uh, tehnica cu care lucrează. Silvicultorii noștri în, în teritoriu, datorită băncii, avem alte surse de finanțare necesare pentru dotare și știința silviculturii din Republica Moldova. Pot spune că deja avem o tradiție în colaborarea noastră cu, cu Banca Mondială. Acum încercăm să lucrăm. La atragerea unor fonduri de peste 20 de milioane de euro în uh, pădurile din Republica Moldova. Uh, eu știu că experții de acolo sunt foarte interesați și văd în noi, scuzați-mi nemodestia, văd în noi niște colaboratori serioși uh, și au toată deschiderea pentru a ne ajuta în proiectele noastre. Noi avem, uh, de exemplu, foarte multe trupuri de pădure. Uh, mai de 10 hectare, de 2-3 hectare, mai ales în sud, în Comrat, în zona aceea sudului și în nord. Pe de o parte este bine, pe de altă parte este mai rău, și noi avem un proiect în sensul în care să unificăm aceste trupuri de pădure și să facem unul mare un tot întreg un tot întreg exact în acest pentru scop asta scop vor fi cheltuiți banii este unul din scopurile pe care noi ni le propunem alt scop este cercetarea al treilea scop este dotarea tehnică reforma pe care v-am spus-o că avem conceptul și pe care trebuie să o realizăm în cel mai scurt timp, iarăși este unul din obiectivele noastre. Fâșiile forestiere în jurul lacurilor, în jurul terenurilor pe terenurile agricole, la fel, sunt importante pentru Republica Moldova. Nu știu dacă toți agricultorii s-au pătruns de importanța acestor fâșii forestiere, dar ele sunt cele care păstrează flora, fauna din zonă. Ele sunt cele care nu permit terenurilor agricole să degradeze. Iarăși un lucru important, pentru că noi acum spunem că răspândim, facem extinderea fondului forestier, dar facem extinderea fondului forestier din contul terenurilor degradate. Ori noi, ca țara agrară, trebuie să, să facem tot posibilul ca terenurile degradate să fie din ce în ce mai puține. Asta este unul din obiectivele noastre. Cu silvicultorii din România aveți colaborări? Da, plecăm. Avem o colaborare foarte bună cu Delta Dunărei, unde iarăși un proiect pentru lacul Beleu împreună cu, Delta, cu Institutul Delta Dunării îl realizăm în sensul în care rezervația Prutul de Jos, unde se află și lacul Beleu, încercăm să îl păstrăm, să facem anumite lucrări de a nu permite secarea acestuia unde se întâmplă de fapt asemenea fenomene. Și ne bucură că deja suntem și la niște rezultate palpabile acolo în, în zonă. Care ar fi aceste rezultate? În primul rând am reușit întreprinderea, rezervația asta naturală să o dotăm. I-am construit din bani practic europeni, din bani românești. <coughs> un nou sediu și lucrurile trebuie să continue deja cu decolmatarea lacului și cu soluții privind nepermiterea secării acestuia. Și atragerea este un... turiștilor. Asta, asta e indiscutabil. Doar că gândiți-vă că în zone, în, în timpuri secetoase, mai ales vara, când avem timpuri secetoase sau secete aspre, aproape din lac nu rămâne nimic. Și asta este rău. Nu intru în toate detaliile, dar tocmai la, la lucrul ăsta care costă de fapt câteva milioane de euro lucrăm împreună cu frații de peste prut să găsim soluția optimă. Că de fapt, că de fapt <laughs> din în, în lacul Beleu în anumite perioade vine și apa din Dunăre. Nu se revarsă la vale, dar când sunt inundații mai mari, tocmai se vine și se revarsă în, în, în acest lac, care este o mică deltă a Republicii Moldova, dacă o putem numi așa. Și este important să. să acolo este un, un rai, mai ales primăvara, când vin păsările călătoare pe acolo, când înfloresc nuferii. Este o zonă frumoasă. Rais Moldova scris că pădurea din apropierea a ar putea fi gazda unui complex de lux într-o zonă considerată dreptarie protejată? Ar putea să... sau deja sunt cunosc, case... cunosc zona respectivă, am văzut și eu informația, doar că terenul pe care îl au în gestiune firma respectivă, el de fapt nu se află în fond forestier. Este adevărat că de jur împrejur este înconjurat de pădure și, de fapt, pe vremuri acolo au fost date cotele oamenilor, mă rog, din satele din împrejurii. Acum, pentru noi este important să vedem, acolo se spune că ar fi șapte hectare. Bănuiala noastră este că poate fi mai mult și din contul fondului forestier, de aceea am impus o verificare să vedem dacă este așa sau nu și să epuizăm toate suspiciunile privind acest caz. Deci acel teren de șapte hectare, așa cum scrie Rice Moldova, nu se află nu în fondul forestier acum. Silva. Da. Dar s-a în fondul forestier sau cum? Probabil cu zeci de ani în urmă s-ar fi aflat în, în, fondul forestier, dar privatizările din anii 90 au făcut în așa fel încât el nu a mai existat în, în fondul forestier, pentru că altfel nici nu puteau construi dânsii. Niciun organ din Republica Moldova, dacă pornim de la bună intenție, sigur, nu, nu le-ar fi permis asemenea lucruri. Cel puțin, în cazul meu, nici într-un caz nu aș fi permis lucrul ăsta. Mai mult ca atât, sigur că numărul... Pentru că s-au mai speculat unele lucruri, vreau să vă spun că numărul contractelor privind arenda fondului forestier de la un an la altul se micșorează. Și este normal să se întâmple așa, pentru că de la perioada când s-au dat aceste contracte mai mult sau mai puțin transparent și legal, Acum trebuie să urmeze perioada în care să rămână doar arendașii cei de bună intenție, cei care vor să protejeze pădura, iar cei care au avut gânduri meschine sau le-au realizat sau nu le-au realizat să fie eliminați din fondul forestier. Da, și pentru deci asta și optăm. Zeci de hectare, dă... de, de contracte au fost deja uh, anulate, ori prin instanța de judecată, ori prin uh, înțelegerea meabile. Uh, am uh, încercat să, să epuizăm pe cât posibil uh, tot felul de inși care vor să, să folosească pădurea în alte scopuri decât destinația legală. Aveți părghiile necesare să verificați acești arendași? Mai mult sau mai puțin, nu tot timpul, dar încercăm să ne impunem. Asta este rolul nostru. Eu vreau să vă spun că de când am venit vreo 400-500 de hectare am întors în, în fondul forestier. Și câte au mai rămas? Hectare. Ei, dacă nu vorbim de, după statistică, vreau să vă spun că numărul suprafeții arendate din toată suprafața de păduri, nu știu dacă este un procent, poate fi și mai puțin de un procent. Deci nu este mare. Doar că nu contează mare sau puțină, pădurea este unic până la urmă și trebuie păstrată. Următoarea etapă de împădurire... Știți, apropo, ca să fac o paralelă cu uh, frații de peste prut, dânșii au avut o lege prin care pădurile au fost retrocedate și ei din vreo șase uh, mii, din vreo șase milioane de hectare de păduri cât au dânșii, uh, vreo jumătate au fost uh, retrocedate. De exemplu, Mitropolia moldovii știam că au un ocol silvic întreg, numai Mitropolia. Uh, acum, români și, și sigur că în anii 90, cei Vorbind care au fost Moldovei, de, peste prut, de peste prut. Da. Uh, așa ca un exemplu, să înțelegeți ce au însemnat retrocederele dincolo. Uh, și uh, mulți, mulți din uh, proprietarii noi au înțeles că trebuie să taie pădurea toată și să vândă lemnul. Așa au crezut ei că e mai bine. Așa au crezut ei că e mai bine. S-au folosit de imperfecțiunea legală de la acel moment și acum statul român, împreună cu fondurile europene, dau bani să răscumpere, să răscumpere terenurile care le-au dat la acel moment în, în gestiune și în proprietate proprietarilor istoric și de drept legali până la urmă. Noi avem practic două tipuri de proprietari, pe de o parte administrația locală și administrația de stat, ori noi mult silva, și câțiva proprietari privați care ar fi mănăstirile și care ar avea o pondere de vreo 0,2-0,4% din tot fondul forestier. Deci, mai mult sau mai puțin, noi suntem unificați la acest capitol, doar că România are peste 25% de procente în pădure noi avem peste 13%, așa cum au arătat ultimele date ale cadastrului din acest domeniu. 13% e, e puțin? Mult sub medie, e de două ori sub media europeană a Uniunii Europene de împăduriri. Uh, România fiind statul care are uh, și păduri virgine, ceea ce în Europa aproape că nu mai există. Ce înseamnă păduri vergine? Uh, pădurile unde nu s-au făcut lucrări, ori unde intervenția umană aproape pe când nu, nu a avut loc pe parcursul anilor. E bine sau e mai bine? În momentul. Vă dau un exemplu. Noi la rezervația Codrii, până, până în anii 70, rezervația Codrii era de fapt o pădure din care se extragea lemn. Ei, după anii 70 s-a insistat și s-a realizat, datorită și mișcării ecologice, apropo, din Republica Moldova s-a realizat această rezervație. În această rezervație există vreo 700 de hectare strict protejate, unde tipurile intervenția omului practic nu ar trebui să existe. Deci acolo ar trebui să să vină numai cercetători științ, științifici și să facă anumite cercetări. Doar că datorită faptului că acum 40-50 de ani acolo omul a intervenit, fenomenele pe care noi le urmărim acum care se întâmplă în aceste are protejate de fapt, aceste zone devin focare de dăunători. Și noi acum vrem să mergem cu un demers, inclusiv și la minister, și la uh, Academia de Științe, să-i invităm uh, la fața locului chiar și să ne permită, cu scopul de a ne permite anumite intervenții. Stropirea pădurii pentru a elimina dăunătorii și a proteja arborii necesari. A înlocuirea unor arbori cu alții, pentru că noi o să începem să avem numai să ceea ce nu este tocmai bine. Deci, acolo unde nu a intervenit omul niciodată, este un factor, și acolo unde omul a intervenit și după asta spunem, nu, 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 domnilor, de azi înainte pădurea asta este uh, intangibilă, da? Sau. Uh, Trebuie să avem în vedere că pădurea ca și un organism uman, după ce l-ai supus anumitor eforturi, trebuie să-i dai anumite alimente ca să-și revină. Ori dacă îl lași în forma asta, el poate să piară. Ce arbuști, arbori folosește Maltilva atunci când mărește suprafața? suprafața de pădurire? Salcăm plop, stejar, noi optăm pentru mai multe categorii de... de arbori. Sigur că noi ne-am dorit să răspândim stejarul în Republica Moldova. Stejarul am... este mai scump decât salcâmul? Este și mai scump, este și mai greu de crescut, poate, dar mă rog, o pădure oricum nu trebuie să aibă doar o singură, un singur tip de arbori. Dacă vrem să avem acolo și floră și faună diversă și mai multe lucruri și să fie pe o arie cât mai mare posibil atunci putem vorbi despre dezvoltarea pădurii în plin sens al cuvântului. În pădurea domnească recent a apărut un pui de zimbru? Scuzați-mă, ne putem lăuda că a mai apărut unul. A mai apărut unul? Avem uno. deja doi. <laughs> dar cât zimbre sunt acolo? Ei, eu... Dacă deja doi pui sunt. <laughs> Avem vreo șapte, dar mă rog, cinci. Aștia dați-mi voi încă sunt noi număr. Trebuie să-i întărim să crească. Nu am mai avut cazuri când la un moment dat masculii se comportă nu tocmai bine cu, cu puii și au decedat. Păi nu pot fi, nu trebuie izolați? Pui. Îi izolăm, avem grijă de lucrurile astea, dar gândiți-vă că și mai costă și sunt anumite lucruri care trebuie să le realizeze specialiștii. Deci, oricum, să sperăm că cei doi pui de zimbri vor fi bine. <laughs> Noi depunem toate eforturile pentru a-i păstra cât mai bine posibil, a-i crește și a-i înmulți. Deci, cinci au fost exact. inițial și. Acum avem șapte. Acum avem șapte, dar deocamdată cu frica în sân, spunem <laughs> șapte. Da. <laughs> da. Ion Cebanu, directorul agenției Silva, invitatul nostru în această după amiază. Vă mulțumim, domnule Cebanu, că ați venit la noi. Vă dorim succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și vă invit să fiți alături de noi în continuare.